Vreau. Pot. Reușesc. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. Sunt tânăr de România. De minute am revenit în direct și bineînțeles așa că voluntariatul îți poate construi un viitor. M-am ambiționat, țin minte acest lucru și am zis, noi trebuie să facem la Iași un festival de film pe care să-l dedicăm în întregime cinematografiei românești. Andrei și Corina și-au construit visul împreună la Iași. În loc de afaceri, au investit în cultură și sunt convinși că efortul a meritat. Andrei Giurgea are 31 de ani și a fost mereu pasionat de jurnalism. Încă din anul întâi de facultate a demonstrat că poți face lucruri frumoase prin implicare. Mi-am dat seama că departamentul de jurnalism de aici, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, nu are o asociație prin care să poți organiza evenimente, să aduci jurnaliști la Iași, să stai de vorbă cu ei, ca tinerii să poată învăța ceva. Și atunci ne-am ambiționat, eram 10 la număr, știu că am pus bazele unei asociații, a durat cam 2 luni de zile și în luna aprilie aveam Asociația Studenților Jurnaliști. De atunci au trecut 10 ani. Mulți studenți s-au bucurat de stagii de practică la instituții importante de presă, iar unii au rămas să lucreze acolo. Câștigul, mărturisește Andrei, este satisfacția de a-i fi ajutat. El însă nu s-a oprit aici cu proiectele. Deși este om de radio, Andrei a început să se ocupe de organizarea unor evenimente. În 2010 a decis, împreună cu alți tineri, să facă la Iași un festival, Serile Filmului Românesc. Bugetul primei ediții a fost de doar 2000 de lei. 3 zile, cu 3 regizori, Tudor Giurgiu, Florin Șerban și Igor Kobilanski. Și în 3 zile am adunat la cinematograful Victoria din Iași 3500 de spectatori. Acela a fost momentul în care am zis, clar, trebuie să facem, să investim în cultură și în special în filmul românesc. Partenerii greu s-au dezmorțit să susțină acest eveniment și vreau să spun că primele 5 ediții au fost și cu susținere financiară din partea noastră. Adică eu clar am adus bani de acasă pentru a acoperi toate facturile finale. Profitul va veni abia de acum încolo, după 7 ediții organizate deja. Dacă acest festival va avea un profit, noi vrem să investim în aparatură, să avem aparatura noastră proprie de proiecție, pentru că noi acum le închiriem. Pentru că Iașul nu are un cinematograf de artă în adevăratul sens al cuvântului și atunci trebuie să găsim astfel de mijloace prin care să putem difuza filmele respective. Film românesc? Cred că ar fi momentul să ne apropiem de crearea unui proiect pentru fonduri europene. Pentru că a ajuns destul de mare, muncim o grămadă. Suntem oameni cu joburi și muncim peste program pentru festival. Și tocmai de aceea ar trebui să fie deja un loc în care să obținem și salarii. Corina îi coordonează pe studenții voluntari care se implică în organizarea festivalului. Ea a venit din Republica Moldova și l-a cunoscut pe Andrei pe băncile facultății. Au devenit parteneri de proiecte, dar și de suflet, pentru că s-au căsătorit. Împreună încearcă să le explice tinerilor că satisfacțiile vin în timp. Ca să pornești ceva bun, trebuie să investești. Și atunci dacă investești pasiune fără să-ți mai pui problema de unde câștig ce primesc în loc, asta vine treptat. Cel mai greu este să-i motivezi, să le spui de ce trebuie să vină și să se ocupe de la cel mai mic detaliu până la cea mai mare parte a evenimentului. În toți anii în care au reușit să aducă la Iași regizori și actori români de valoare, au constatat că și apetitul spectatorilor pentru filmul românesc a crescut. Am simțit că am educat un pic publicul, pentru că atunci când aducem alte evenimente cinefile pe care le organizăm aici, vedem aceiași oameni care vin cu altă privire, care vin altfel, care se informează întâi înainte de a veni la film și ne pare bine. Și vedem și copii care cresc cu film românesc pe marele ecran. Dacă nu tinerii, pe cine să așteptăm să organizeze? Pe cei de generația mea nu mai putem să așteptăm. Această revigorare a simpatiei pentru cinema nu poate să vină decât la niște tineri destoinici, buni organizatori și care să vorbească celorlalți despre felul în care cinematograful de tipul ăsta trebuie descoperit și despre răbdare pe care trebuie să o ai ca să poți să înțelegi un alt ritm. Se organizează foarte complicat, cu foarte multe
telefoane, griji de ultim moment, în fiecare clipă poate să se ivească ceva și trebuie să fii foarte calm, trebuie să fii exact, cum zic eu, știi că la circ există un număr, știi, cu farfurii multe care se învârtesc și reușesc să le învârtească pe toate. Ei doi reușesc împreună cu o echipă, dar o echipă foarte mică, de altfel, să facă treaba asta și să dea impresia că niciodată nu sunt obosiți, că niciodată nu sunt plictisiți, că niciodată nu sunt enervați. Andrei și Corina spun că nu vor pleca din Iași. Mai mult, visează să organizeze cel mai mare festival de film românesc din țară. E foarte frumos în România. Când am venit aici, toată lumea vrea să plece și eu le spuneam, cum să plecați? Eu vin din Basarabia aici și spun că n-aș pleca niciodată, probabil pentru că acolo e și mai rău decât aici. Le spun să mai stea pe aici, pentru că dacă plecăm cu toții, cine mai face? Ce facem cu orașul, cu țara până la urmă? Pentru că trebuie să investești timp, asta e.